Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Trafic Rutier și Serviciului Ordine și Siguranță Publică au desfășurat o acțiune de control în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca. Razia a vizat străzile Horea, strada Baba Novac, Piața Unirii, Bulevardul Eroilor, Calea Turzii. În urma acțiunii s-au aplicat 62 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 6.350 de lei.